Persoanele care aleg să își petreacă vacanța de vară pe litoralul românesc trebuie să se asigure că au bani grei în buzunar. Dovada este chiar un român care a mers într-o stațiune din Constanța și a fost nevoit să plătească o sumă incredibilă pentru o masă la autoservire. Un turist român a decis să-și petreacă concediul la mare, însă s-a enervat la culme în momentul în care a văzut că prețurile la mâncare sunt substanțiale față de anii trecuți. Acesta a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care a arătat bonul fiscal pentru o masă la un restaurant cu autoservire. Pentru o frigăruie, bărbatul a fost nevoit să plătească aproape 57 de lei, iar pentru o porție de 250 de grame de hamsi, acesta a plătit 35 de lei. De asemenea, prețul unei lipi este de 7 lei. Nici murăturile nu sunt mai ieftine în toiul verii pe litoral. Turistul a plătit pentru o porție aproximativ 37 de lei, în timp ce costul unei porții de cartofi pa este circa 21 de lei. Mai mult, același turist a plătit peste 40 de lei pentru doar două bucăți de cașcaval pane. Pe de altă parte, dacă vorbim despre apele Mării Negre, acestea au devenit verzi din cauza mulțimilor de alge care au ajuns la mal și care au un miros greu de suportat. Acest lucru a reprezentat cireașa de pe tort pentru cei care au ales să meargă pe litoral pentru a se relaxa. În plus, majoritatea plajelor de pe litoral sunt afectate de o invazie de alge, iar lucrătorii apelor române Dobrogea Litoral nu reușesc să rezolve problema, întrucât le adună noaptea, iar a doua zi se depun din nou peste tot. Relatează click.ro.